Joi 20 octombrie 2016, începând cu orele 9, la cantina Liceului Industrial Vasile Sav va avea loc bursa locurilor de muncă pentru absolvenți ediția 2016, la care vor participa 34 de agenți economici care vor scoate la concurs 278 de locuri de muncă. Bursa locurilor de muncă destinată absolvenților din promoția 2016 se va desfășura la Roman, la cantina grupului școlar Vasile Sav. Până la această dată au confirmat participarea un număr de 34 de agenți economici care vor pune la dispoziția participanților un număr de 278 de locuri de muncă vacante, din care 3 sunt pentru studii superioare. Locurile de muncă pentru studii superioare sunt pentru ingineri, respectiv inginer confecții textile, un inginer construcții și un inginer proiectant în domeniul construcțiilor. Locurile de muncă cele mai multe sunt oferite în domeniul serviciilor pentru meserii cum ar fi bucătar, barman, ospătar, vânzător, lucrător în comerț, operator servicii clienți, agenți de securitate și agenți de vânzări, brutar și patisier. Cei 34 de agenți economici au scos la bursă și locuri de muncă în industrie și servicii, dar și în agricultură. Pentru locurile de muncă din industrie sunt cele mai multe în domeniul confecțiilor, în meserii cum ar fi confecționer textile și operator confecționer, dar și pentru muncitor necalificat în domeniul confecțiilor, urmat apoi de locurile de muncă pentru cei care au calificarea de turnător produse ceramice, dar și pentru tâmplari și manipulanți mărfuri. Deși timpul este rece, să știți că sunt locuri de muncă și în domeniul construcțiilor, cei drept mai puține, nu atât de multe, pentru cei calificați în meserii, cum ar fi zidar, dulgher și tâmplar. Activitatea noastră, respectiv bursa locurilor de muncă, deși este destinată absolvenților, la această acțiune poate participa orice persoană care dorește să își găsească un loc de muncă, dar și agenți economici care au locuri de muncă vacante și doresc să facă o selecție într-un cadru organizat. La bursa locurilor de muncă pentru absolvenți sunt invitate și alte persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, chiar dacă nu au absolvit în promoția 2016. Bursa va începe în 20 octombrie, începând cu ora 9 și se desfășoară concomitent și la Piatra Neamț și la Târgu Neamț. Agenții economici prezenți la bursă vor face cunoscute condițiile necesare pentru angajare.